Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Benea Sebastian, am 21 de ani și vin din Deva, dar recent stau în Timișoara. M-am mutat în Timișoara. Ia uzi, dragă! Ce școală faci tu? Am terminat liceul de muzică. Până în clasa 9 am făcut pian principal, iar cu din clasa profesor? 9 cu doamna Diana Brăilean. O știu, mi-a fost dirigintă! Da. Voi nu cumva sunteți rude sau ceva pe acolo? Eu văd că voi toți vă știți. E un verișor de-al meu, mai... E un verișor de-al meu? Ok. Vrei să mergi la conservator? Nu, m-am mutat în Timișoara ca să mă dezvolt. Fiind un oraș mai mare, mi oferă mult mai multe oportunități pentru a mă dezvolta. Am un job acum, acolo. Ce job? Asistent vânzări. Ok. Și mi-am deschis mini-studioul meu acasă și îmi fac muzica mea. De mic cânt, de mic îmi place muzica. Cumva se moștenește din familie. Tatăl meu cântă, doar că el cântă muzică populară. Am fost tentat să merg pe muzică populară. Am cântat muzică populară când eram mai mic, dar odată ce am crescut, am descoperit muzica care mă reprezintă mai mult pe mine. Hip-hop, rap, pop, partea asta mai new school, să zic. Superstar pentru mine înseamnă viitor, cumva. Aș fi bine. Așa? Bună seara tuturor, MC Benea on the mic. Gata să trag cu dume cum trag ăștia în Counter-Strike. De când eram copil îmi plăcea treaba asta cu rapul. Lumea zicea nu-i de tine, fă și tu ce faci tactul, da, nu. Asta mă face fericit. Am pus sufletul pe foaie și acum îl pun pe beat. Gata ca să fac senzația atunci când îmi zic poezia. Am un vis de împlinit la Superstar România. Știi că scena e viața mea, indiferent de ce o să fac. Așa că n-am mai stat pe gânduri și am pus piciorul în prag. Muzică pe pâine, versuri la mic dejun. Nu ai auzit de mine, las că o să auzi de acum. Flow nou, dume de sub cetate. Mai știi când îmi ziceai cu rapul ăsta nu se poate. Uită-te la mine acum cum le întrec pe toate. Și trec pentru visul meu că altfel nu se poate. Am venit cu flow nou și dume de sub cetate. Mai știi când îmi ziceai cu rapul ăsta nu se poate. Uită-te la mine acum cum le întrec pe toate. Am început cu muzică, cu asta am crescut. Acum simt că e momentul să dau totul ca să rup. Vremea aia eram doar o pacoste, dar am simțit că muzica a fost prima dragoste. Nu contează că e rap, trap, pop sau alt gen. Am intrat la mic, te las fără oxigen, bro. Zic, fără oxigen, hai, la Superstar. Am venit cu flow nou, dumele de societate. Mai știi când îmi ziceai cu rapul ăsta nu se poate. Uită-te la mine acum cum le întreg pe toate. Și trag pentru visul meu că altfel nu se poate. Am venit cu flow nou, dumele de societate. Mai știi când îmi ziceai cu rapul ăsta nu se poate. Uită-te la mine acum cum le întreg pe toate. Și trag pentru visul meu că altfel nu se poate. Bun! În sfârșit cineva care o arde bine. Ce să zic? Stai un pic, că vreau să te întreb ceva. Înainte să-mi strâng, nu știi tu, dar e un cort sus pe Olimp. Întâlnim noi și mai dăm o șansă. Voce, cântat, pe note, curios doar să te întreb. Da, păi am făcut canto, muzică ușoară, deși am cântat și rap. Și dacă e să te întreb înainte să-mi strâng, să ne strângem cortul de pe Olimp, de acolo de sus, unde mai dăm a doua șansă să auzim și altfel de emisie. Ce-ai cânta tu a capela în seara asta aici? Sincer, nu m-am gândit la varianta asta, adică nu am pregătit ceva în genul acesta. Și nu-ți vine nimic în minte? Sincer, nu. Nici de rost. Da. Am vrut sincer. Dar strângeți-l. Se poate, da? Strângeți cortul de acolo, era ultima șansă. Strângeți cortul. Sebastian, Sebastian, bucata asta e pregătită special pentru seara asta, nu? Exact, da. Ok, mai ai de pregătit niște bucăți. Carlos? El tot spunea, altfel nu se poate, altfel nu se poate. Se poate și altfel, dar e bine și așa. Am foarte bine. Eu sunt destul de pretențios la texte, mai cu seamă, pentru că nu din cauza că sunt mari critic literar aici sau Doamne ferește și mare poet, nu. Dar pentru că urăsc momentele când cineva încearcă chiar să prostească lumea, știi? Ceva foarte ieftin și pueril și... Vorbește de alți concurenți. Da, pe mine asta mă scoate din sărite, pur și simplu. Am înțeles. Așa, tu asta n-ai făcut, ai venit cu un text special pentru o prezentare a personajului tău la un concurs. Da, eu vreau să te mai văd, mulțumesc, sigur. Mulțumesc, frumos. Bravo. Sebastian? Da. Din partea mea e un da. Mulțumesc frumos.
Marius. Băi, și la mine, cu condiția să-mi arăți și partea elaltă muzicală. Da, desigur. Ai deja trei, da? Ai un da și de la mine, da. Mulțumesc frumos. Felicitări, baftă multă. Mulțumesc pe mai departe. Frumos. Și mulțumesc, mă bucur frumos că mai vin oameni din Deva aici să mă susțină. Reprezint acolo, da. Felicitări, mulțumesc, baftă multă pe mai departe. Bravo, vă mulțumesc, o seară frumoasă. Bravo, la fel. La fel. La fel.